Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cunoscuta jurnalistă și-a botezat fiica în weekend și a petrecut până dimineața, alături de peste 200 de invitați. Petrecerea a fost atât de așteptată, încât vedeta a rămas chiar și fără voce. După evenimentul spectaculos, jurnalista a vrut ca totul să fie perfect, așa că a organizat evenimentul până la cele mai mici detalii. Slujba de creștinare a avut loc la Biserica Sfântul Gorghe Nou și a fost oficiată de 4 preoți. Vedeta a dezvăluit că Danca Maria a fost foarte cuminte pe parcursul botezului și nu a scos niciun sunet. Nici măcar atunci când a fost băgată în cristelniță. Nu a țipat deloc. Culmea, nici când a băgat-o preotul în cazan, nu a țipat. Nu plânge decât atunci când îi este foame. Acum am terminat și cu colicii. Suntem tare fericiți, a declarat Mara Bănică. Am să fac o mică pauză pentru a vă aminti că vă puteți abona gratuit la canal și în acest fel ne veți sprijini să postăm mai des și să vă aducem mai multe știri interesante. De la biserică, invitații au mers să o sărbătorească pe micuța creștinată într-o locație de vis din capitală. Mara Bănică a avut parte și de un incident, imediat după botezul micuței Danca Maria. Se pare că jurnalista s-a distrat atât de bine, încât a reușit să rămână fără voce, imediat după marele eveniment. Nu știu ce s-a întâmplat. După botez nu mai puteam să vorbesc, nu mai aveam voce. Cred că a fost muzica prea tare și eu am tot țipat, a mărturisit Mara Bănică. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.